Fanii trupei Scorpions pot răsufla ușurați. Membrii formației rock din Germania vor concerta totuși la Chișinău. Asigurările ne le dau înșiși organizatorii concertului. După ce trupa Scorpions și-a amânat concertele din Grecia și Bulgaria, în presă s-a vehiculat că și evoluția trupei rock în Moldova ar putea fi contramandată. Organizatorii susțin că nu este așa. Iar dacă au existat câteva tentative de întoarcere a biletelor, dinamica vânzărilor este în creștere. Pe locuri s-au, practic s-au vândut toate. Pe locuri. În picioare mai avem încă vreo 20% de bilete. Numărul exact asta ar fi la 17.000 de bilete, la 15-16.000 de bilete. Concertul va avea loc pe data de 14 octombrie, așa cum a fost plănuit. Stadionul va fi deschis la ora 17, cu câteva ore înainte de începutul concertului, pentru a se evita îmbulzeala la intrare. De asemenea, toți cei care vor veni la concert vor fi atent verificați de agenții de pază de la intrare. Accesul pe stadion cu aparate de fotografiat și video, plus la asta cu obiecte contundente, cu arme, cei ce sunt de spectatori, deci pe stadion va fi interzis accesul copiilor până la 10 ani. De la 10 ani copiii trebuie să fie cu însoțitor. Cei care vor să-și procure în continuare bilete sunt rugați să anunțe organizatorii în cazul în care vânzătorii vor încerca să vândă bilete la un preț mai ridicat decât cel real. Prețul unui bilet la concertul Scorpions variază între 160 și 500 de lei.